Lucrările pentru construcția pavilionului nou de la Căminul pentru Bătrâni din Rosnov vor fi reluate. Conducerea primăriei Rosnov susține că s-au făcut deja două plăți către constructor pentru lucrările efectuate, iar în curând va fi reluată activitatea pe șantier. Proiectul beneficiază de finanțare de la Ministerul Muncii și include alte 17 cămine de bătrâni din țară. La Rosnov se impunea construcția unei noi clădiri, deoarece actuala activitate se desfășoară în spațiile fostului spital, care sunt improprii. Camere la comun, fără băi, fără sală de mese sau cabinete medicale. Avem în derulare un proiect câștigat de cei de la Primăria Rosnov și finanțat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, proiect care presupune o recompartimentare, construirea de spații noi, astfel încât cel mai probabil o să avem condiții mult mai bune în viitorul apropiat. Cam la cât se ridică investiția și mai ales de câți bani e nevoie ca să redimensionezi un astfel de cămin? Păi asta depinde de ce anume îți propui să faci. Investițiile sunt mari, dar v-am spus, partea financiară a fost asigurată și asta cred că e cel mai important lucru. Acum așteptăm constructorul să-și facă treaba și să-și poată deconta banii. Până nu se execută lucrările, nu se pot lua banii. Deci, financiar vorbind, suntem asigurați, nu avem probleme. Capacitatea noii clădiri este de 50 de locuri, însă conducerea instituției se confruntă cu o avalanșă de cereri. În momentul în care lucrările vor fi finalizate, actualul spațiu folosit de bătrâni va intra și el în lucrări de amenajare, recompartimentare și modernizare. La nivel național, aceste cămine au fost înființate după ce au fost desființate spitale. Da? Sunt 18 cămine în toată România care au beneficiat de această finanțare și finanțarea respectivă se va încheia în luna octombrie a acestui an. Nu știm ce se va întâmpla mai departe. În momentul de față facem toate demersurile ca să obținem o continuare a finanțării, pentru că efectiv ar fi păcat, odată ce s-a reușit să se facă o rețea națională, ar fi păcat să fie lăsat așa fără finanțare, pentru că n-am putea să trăim. Nimeni de aici nu și-ar putea permite să achite costurile de cazare și îngrijire a unui bătrân. Să înțeleg că în octombrie ar trebui să fie gata clădirea? Clădirea ar trebui să fie gata cât mai repede, haideți ca să zic așa. A existat deja un termen care a fost depășit, însă motivele au fost obiective. Este foarte greu să lucrezi având oamenii în interior. Inițial, proiectul a fost pentru 2 ani, iar apoi s-a prelungit cu alți 2. Lucrările au început în 2013, însă înaintează încet din cauza decontărilor. La un moment dat, autoritățile s-au gândit să mute bătrânii în spațiile stațiunii Negulești, însă ideea nu s-a concretizat. Valoarea contractului încheiat cu Ministerul Muncii undeva la 2.200.000 de lei. Contribuția miliarde. Există vreo contribuție? Primărie fiind undeva la vreo 3 miliarde. La un moment dat v-ați trezit cu acest spital, mă rog, era spital în parohie. A fost dificil să luați în custodie acest spital și să-l transformați în cămin de bătrâni? Nu l-am luat în custodie spitalul ăsta în 2012, parcă. Da? S-a desfințat spitalul Rosnov, când s-au desfințat mai multe spitale atunci. Și am ales să-l transformăm în cămin de bătrâni, fiind și finanțare pe un proiect pentru întreținerea bătrânilor timp de 2 ani de zile. S-a prelungit cu încă 20 de luni și mai avem finanțare până în luna decembrie și probabil o să mai primim o finanțare tot pe 20 de luni. Bătrânii și așa uitați de familiile lor speră ca în scurt timp să-și petreacă bătrânețile în spații moderne. Mulți dintre ei se mulțumesc și cu condițiile actuale, însă dacă este loc de mai bine, de ce nu?